Hello, prieteni dragi, sunt aici ca să vă transmit tot dragul și iubirea care o am pentru voi și pentru țara mea. Mă numesc Virginia Zeane, cum dumneavoastră știți foarte bine, și sunt de la Solovăstru, născută acolo, trăit acolo până la 7 ani și pe urma la București, unde mi-am făcut studiile. Iar la 21 de ani am plecat în Italia, unde la 22 de ani am debutat cu Traviata. Acum, pentru aceste serate nemaipomenite pentru mine, pentru că nu mă așteptam la așa ceva, trebuie să vă citesc numele persoanelor cărora le datorez așa de mult acest moment. Sunt Consiliul Județean Mureș, Di Campian, Alexandru, vicepreședinte, Primăria Târgu Mureș, Di Florin Dorin, primar, Primăria Solovăstru, Di Tătar Ilie, dânsul și tot primar este. Bine. David Morar și Casa de Bijuterii Sabion au făcut trofeul Virginia Zeani. Nu văd ceasul să-l văd. Sunt și eu curioasă. La vârsta mea. Organizatorii festivalului de Marian Giurgiu și Lucia Moldovan, care într-adevăr s-au străduit să facă un lucru incredibil, la care nu credeam că se va ajunge, dar am ajuns. Numele festivalului este Festivalul Virginia Zeiane. Numărul concursului de canto din cadrul festivalului este l'assoluta Virginia Zeiane. Eu v-aș ruga foarte mult să credeți că nu sunt așa de absolută. Aș fi vrut să fiu și mai bine decât am fost, aș fi vrut să fiu și mai reclamizată, dar eu n-am plătit niciodată bani pentru reclamă, deci am căutat întotdeauna să cânt cum trebuie, să cânt bine și cu tot sufletul pe care l-am avut de la părinții mei și care l-am avut și de la Solovăstru, unde până la 6 ani, 7 ani, cântam ca păsările, le imitam pe toate ele. Acum vreau să vă spun un lucru. Sunt fericită că îmi faceți acest moment rar de tot în viața unui om, specialmente când acest om, femeie, la 92, cum voi fi în octombrie proximă, voi fi 92 de ani, să am și un interviu și o recepție ca pe care o faceți voi în onoarea mea. Vă spun, ce doresc mai mult? Pot să și mor de fericire, dar nu, n-o să mor. O să mor fericită mult mai târziu. Și poate, dacă mă simt mai bine, să dea Dumnezeu și să viu la toamnă, dacă e posibil, în România. Asta este dorința mea cea mai vie. Ceea ce vreau să vă spun este că eu sunt o femeie fericită. Fericită pentru că am avut un crescendo în viața mea ca un instrument, un crescendo nemaipomenit. Și acum, cât ajung la vârsta asta, am alături de mine un fiu, Alexandru, și o noră, Rafaela, precum și un nepot, Gabriele, care are 22 de ani aproape. Deci sunt o familie de plină. Vă mulțumesc din tot sufletul și vreau să vă spun că niciodată nu o să fie destul de caldă mulțumirea mea ca acum, pentru că mă gândesc la voi toți cu așa mult drag și cu așa mare dorință de a vă revedea. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem cât mai repede. Vă îmbrățișez din tot sufletul, cu tot dragul, scumpilor. La revedere!